intervenim la acel moment. Este vorba de doamna doctor Câmpeanu, pe care o parte din asta o cunoașteți. Este vorba de domnul Constantin Ionescu, Old Vision Râmnicu Vâlcea. Este vorba de cele două voluntare ale bibliotecii. Una din ele nu este prezentă, dar o reprezintă mama, doamna învățătoare Nițoi Elisabeta, a cărei fiică Bianca Nițoi este una dintre cele mai așa voluntare a bibliotecii. Cu sprijinul ei am obținut această finanțare datorită căreia dumneavoastră vă aflați astăzi aici. Și Oana Bărbulescu, care vor, alături de doamna doctor, vor încerca să se joace, să zic așa, cu copiii dumneavoastră, în joc, să caute să-și formeze după cum știți, în urmă cu 2 ani, Biblioteca Frâncești a intrat în proiectul Biblionet, Lumea în biblioteca mea, în urma căruia a dobândit cele 4 calculatoare pe care le vedeți în spatele dumneavoastră, iar prin intermediul lor, comunitatea noastră este oricând în pas cu noul, să zic așa, prin intermediul internetului, pot să afle tot ceea ce interesează, pornind de la lucruri minore, un desen animat pentru copii, până la lucruri complexe, în sensul de a-și obține o planificare la un medic, de a-și cumpăra bilete pentru a merge în nu știu ce țară străină, sau orice altceva consideră că ar putea să își rezolve, pot să facă prin intermediul calculatorilor care sunt conectate la internet. Anul trecut, în cadrul acestui program Biblionet, biblioteca a avut o primă încercare la concursul Instruiește-ți Comunitatea, unde a fost și câștigătoare. Proiectul respectiv a avut ca temă educația non-formală, beneficiarii au fost 50 de copii din Frâncești cu vârsta între 10 și 15 ani. Acel proiect a fost terminat cu bine, copiii au avut rezultate, în sensul că au mers la tot felul de concursuri unde au fost nevoiți să vorbească liber, să-și expună materiale, să participe la tot felul de concursuri de creație literară, iar faptul că au participat la aceste sesiuni s-a simțit asupra lor prin faptul că au câștigat numai locuri fruntașe. Anul acesta, de fapt în toamna anului 2012, în runda a doua a programului Biblionet pe idei de 4.000 de lei, biblioteca a încercat încă o dată și a încercat șansa de a veni în sprijinul comunității cu sprijinul Biancăi Nițoi, care a fost alături de mine până la miezul nopții, aproape de miezul nopții când am primit proiectul. Ne-am gândit la acest segment de utilizatori în ideea că asupra lor sfaturile au cel mai bine priză la vârsta aceasta. Mult mai ușor își fixează aceste reguli, să le zicem noi, dar să sperăm că cu ajutorul dumneavoastră, ca și părinți, noi vom reuși să îi facem să înțeleagă că sunt necesare toate aceste sfaturi pe care le vor primi, că de fapt vor fi sfaturi, și că îi vor ajuta să devină tineri mai bine, mai sănătoși, mai bine educați, să zic așa, și rezultatele să se simtă în timp atât pentru ei cât și pentru întreaga comunitate care sigur va avea nevoie de ei peste câțiva ani pentru a-și pune și ei să-și pună cuvântul la viitorul localității noastre și nu numai. Și ei sunt viitorii părinți, nu? Viitoarea generație. Exact. Deprinderile care le capătă acum ne vor aplica mai târziu în societate. Sigur că da. Este mare lucru că putem să facem, că s-au gândit să vină în sprijinul bibliotecilor comunale, în sprijinul comunităților care nu întotdeauna au fost favorizate din mai multe puncte de vedere. Noi știm foarte bine că la nivel de Frâncești sunt foarte mulți oameni care nu au locuri de muncă, iar copiii au destul pentru că nu meargă la un teatru în oraș, nu își permit să meargă în excursii foarte des și de aceea să ofere cât se poate de multe activități recreative și formative totodată, atât pentru copii de cel mai mic nivel, cât și pentru vârstnicii, cât și pentru adulții de toate vârstele, să zic așa. Să revin la proiectul nostru. Proiectul nostru se numește Mensana in corpore sano, minte sănătoasă în corp sănătos. Are ca scop formarea de noi deprinderi de viață sănătoasă, să zic. Suma pe care IREX-ul ne-a acordat-o este de 5.264 de lei,
acești bani se vor, s-au achiziționat aparat, camera foto, se vor achiziționa, o să observați și mapele pe care dumneavoastră le aveți, iar în urma fiecărui curs pe care, la care copiii vor participa, vor primi un fruct și un iaurțel. Mai mult de atât nu s-a putut, dar este suficient și plus material didactic, care o să fie foarte variat, iar împreună cu doamna doctor și cele două voluntare, copilașii vor lucra pe două grupe. Prima grupă va fi de 6 ani, cei de la grădinița Negreni, școala Genuneni, și peste o lună de zile vor intra cei de la școala Frâncești, de 5 anișori, care sunt mai micuți. Și fiind mai aproape, i-am pus mai spre primăvară să fie mai călduri și să poată să vină toți cu plăcere. Să nu pierd ideile. Da. Spuneam de în legătură cu finanțarea. Pentru prima grupă, de săptămâna viitoare, miercurea viitoare, începând cu ora 12:30, cred, doamna, sau chiar 12, și în funcție de programul doamnei doctor, ne vom întâlni timp de 2 ore în bibliotecă. O oră va fi alocată doamnei doctor, aproximativ o oră, nu o să fie după ceas. Doamna doctor o să vorbească cu copiii, o să le explice prin joc, prin materialul pe care dânsa și-l va pregăti, să le explice cât este de important să se spele pe mânuțe, să-și respecte un program de somn, să facă mișcare zilnic, să-și asculte părinții când li se spune, să-și spele dințișorii sau cum pun mâna pe animale, să-și spele mânuțele. Lucruri pe care oricum dumneavoastră sunt convinsă că le faceți cu ei acasă, dar convingerea mea este că aici le vor fixa mult mai bine. Lucrând efectiv între ei și altcineva în afară de părinți, le vor explica aceste lucruri care sunt foarte importante. La finalul celor 3 săptămâni de curs, această grupă va beneficia de o excursie, care va avea, excursie este poate prea mult spus, va fi o drumeție în natură, unde copiii vor învăța să acorde atenție mediului înconjurător, o igienizare, să zicem așa, poate fi foarte bine în curtea școlii, sau poate fi, eu știu, undeva într-o poieniță în apropierea școlii, să nu se plictisească. Despre ce plictiseală. Și în cea de-a doua oră vor face o plantare de flori. După cum observați, de o parte și cealaltă intrării la bibliotecă, există două grădinițe micuțe de flori. Una va fi a unei grupe, una va fi a unei grupe. Iar ei, pe parcurs, au 3 săptămâni, după ce vor termina sesiunea de curs, vor trebui să se îngrijească de pomișorii, floricelele și ce vor planta acolo. Și la final se va face o premiere. Care grădiniță e mai frumoasă? Nu știu, o să fie interesant, zic eu, și o să avem și sprijinul doamnelor educatoare, mai știu, doamna Popa Tatiana, doamna Dascăl Ionela și doamna Stoiculete Gabriela, pe care nu mai pot. Da, în fine. Care este rugămintea mea pe parcursul cursului? Aș vrea să acordați puțină atenție copiilor, în sensul de a le monitoriza evoluția, de a îi întreba, de a discuta cu ei acasă ce au învățat, ce li s-a spus, dacă, și o să găsiți de altfel și în mapă câteva detalii despre ce am scris eu, ce ar trebui să faceți dumneavoastră acasă alături de ei. Să nu o las ca o impunere, ca o obligație efectiv, ci pur și simplu din dorința de a veni în sprijinul copiilor dumneavoastră. Cred că am spus suficient de multe detalii legate de proiect. Nu mulțumesc finanțelor care din întemeiate nu au putut să fie astăzi alături de noi, dar vreau să vă spun că vor avea o vizită la Frâncești. Acum o să discut împreună cu colaboratorii și partenerii din proiect când o să considerăm că este bine să-i avem în mijlocul nostru, pentru că ei vor să vină să facă monitorizare în teritoriu. Și trebuie să fim pregătiți. Și să le și mulțumim totodată că ne ajută să schimbăm în bine comunitatea noastră. Să avem tineri mai frumoși, mai sănătoși, când ar fi frumos, sunt foarte frumoși, dar să fie și mai frumos, să aibă zâmbetul tot timpul pe față și să crească cu un caracter puternic. Da? Îi dau cuvântul domnului Constantin Ionașcu, care este reprezentantul World Vision și este partenerul bibliotecii în proiect, furnizându-ne materiale care vin în sprijinul mamelor care cresc copii și al copiilor în ceea ce privește o alimentație sănătoasă prin consum de legume. Mulțumesc!
felicităm pe doamna Mariana pentru tot ce a făcut, pentru inițiativă și pentru tot ce a făcut pentru ca dumneavoastră să beneficiați de acest proiect și v-aș propune să o aplaudăm. Aplauzele sunt de fapt pentru toată echipa, că înțeleg că este o echipă care se ocupă de proiect. Și eu n-aș vrea decât să vă spun că suntem parteneri, noi suntem de fapt mai de mult parteneri cu sau suntem parteneri în activitățile bibliotece ale asociației comunitare despre care ați auzit. Însă acest proiect e un pic mai special și atunci ne-am pregătit și noi mai special cu niște broșuri pe care o să vi le lăsăm, deja le-am adus. Și aș vrea ca să mai schimbăm un pic atmosfera și copiii să fie puțin mai atenți. Să spunem două ghicitori. Cine vrea din voluntar să citească ghicitora? Da? Aici sunt ghicitori, da? Ia să fiți atenți. Ca o minge arătoasă, sănătoasă și zemoasă, cum o fi mică sau mare, îmi găsesc utilizare. Ce-o fi? Hai să vedem. Ca o minge arătoasă, sănătoasă și zemoasă. Ia uitați-vă pe copil acolo. Cum o fi, mică sau mare, îmi găsesc utilizare. Ce este? Se poate mânca și copt. Nu e mare, nu? Bravo! Aplauze pentru cei care m-au învățat. Hai să vedem și a doua ghicitoare. Roșie și rotundă, hrănește și vindecă, dulce și mare, tot anul are căutare. Ia spune domnule. Ridiche. Seamănă cu ridichea, dar e mai mare. Ridichea nu e roșie, e albă sau neagră ridichea. Deci nu e roșie. Deci ce mai este? Mai aproape. Roșie și rotundă, hrănește și vindecă, dulce și mare, tot anul are căutare. E dulce, din ea se face zahăr. Ce este? Specla. Hai să aplaudăm și pe cei care au fost. Doamna doctor, o să vă spună cât de sănătoase sunt aceste legume la altunile pe care o să le aveți. Dar să știți că în aceste broșuri, pentru că de ele vorbeam, mai avem și despre varză. Aveți pentru toți copii, nu? Sunt pentru copii, dar și pentru părinți. De ce? Pentru că în broșuri o să găsiți lucruri foarte interesante despre respectivele legume. O să găsiți și rețete pentru prepararea diferitelor mâncăruri, cum se păstrează, cum se pun la conservat și așa mai departe. Deci o broșură așa foarte utilă. Uite, de exemplu, varză. Cum se face o salată? Da, bine. Asta ca să învețe și copiii, că e mai pentru lor. Un desene frumos. Eu mi-aș dori tare mult ca dumneavoastră să, de câte ori mergeți la farmacie, în loc să veniți cu o pungă plină de medicamente, să scoatem din punga asta mai bine niște broșuri, da? Și să învățați cât de utile sunt legumele, da? Eu de-aia am adus punga asta, ca să vedeți că dintr-o pungă de asta poate să iasă și lucruri care ne pot ajuta să nu mai luăm medicamente, da? Și să fim sănătoși. Și acum... Doamnei doctor, doar câteva cuvinte, nu vreau să plictisez, deci ideea acestui prevenția. Unul din principiile majore ale medicinii este mai bine să previi decât să tratezi. Deci ce înseamnă a preveni? A preîntâmpina, ca să spun, să înțeleagă toată lumea. Mai bine să nu se întâmple decât să se întâmple și să tratăm. Tratamentul costă mult mai mult decât prevenția. Și vom merge pe prevenție ajutându-ne de alimente, reduce familie, care are o mare influență asupra bolilor, stresul este moartea celulei, și pe ideea că un adult, un viitor adult sănătos, care se poate implica pozitiv în societate, acumulează în perioada aceasta de copil aceste deprinderi și mai târziu le poate aplica. Un copil sănătos va deveni un adult sănătos și un partener pentru ceilalți în viitor. Deci noi trebuie să încercăm să modelăm acum cât mintea copiilor este ca o plastilină. Da? Deci acum se pot modela, acum capătă deprinderi, capătă abilități și li se întipăresc în minte anumite sfaturi pe care le pot folosi toată viața. Despre asta. Dacă aveți de-a lungul cursului întrebări care nu se regăsesc în iade sau așa, puteți să întrebați. În măsura în care ne pricepem, răspundem. Deci că nu este nimeni
nu le știe nimeni pe toate. Nu, sper să fii atent. Acum este mai introducerea totdeauna e plictisitoare pentru copii. Și părinții, da. Este normal să se simtă ei. În general există o reticență din partea copiilor de a mânca crud. Deci, noi ne-am, mă rog, suntem și foarte stresați, foarte obosiți și parcă ne este mai la îndemână să mâncăm hrană procesată, gătită, preparată, pentru că un lucru crud trebuie făcut atunci, pe loc, pentru că altfel el deja nu mai are valoare, se oxidează, devine toxic. Și noi trebuie să învățăm copiii să mănânce mai multe legume și fructe decât, eu știu, snacks-ul sau cornul cu ciocolată pe care am văzut eu că și-l cumpără când ies de la școală, intră la market și-și cumpără. Mai bine să-și cumpere o banană, ridichea, sfecla se cumpără foarte prost în România, cred că doar pentru murat. Nu există educația pentru a mânca salată de sfeclă, sfeclă coaptă, dobleacu nici atât. Decât... Da, deci de aceea, după ce vor citi aceste rețete, așa, vor vedea câte legume sunt în jurul nostru și eu pledez pentru legumele de sezon. Deci noi acum suntem în iarnă, nu o să mâncăm adus de afară, nu știu ce, doblecel, care nu se face acum în țara noastră, doblecel. Trebuie să mâncăm legume de sezon. Și este foarte bine, fiecare sezon are legumele lui. Și pentru asta trebuie să pledăm. Ei, într-adevăr, ne hărțuiesc afectiv, sunt foarte, ne șantajează și noi lucruri de care noi suntem convinși că sunt prohibite, interzise, dar va trebui pe parcurs să devenim și noi mai puternici, să rezistăm șantajelor lor și să, pentru că pentru ei, practic, noi investim în ei și dorim ceea ce este mai bun pentru ei. Nu înseamnă că un dulce super procesat este ceea ce este mai bun pentru copilul meu. Deci... Obezitatea știți că este o problemă, nu numai, este o problemă a țărilor supraindustrializate, nu este o problemă a țărilor sărace. Și noi, din punctul ăsta de vedere, ne apropiem de țările foarte industrializate. Avem și noi destul copii cu obezitate. Cam asta. Puteți să mai întrebați. Da. Domnul Valentin Smedescu este reprezentantul Bibliotecii Județene și tuturor bibliotecilor publice din județul Vâlcea, căruia vreau să-i mulțumesc pentru faptul că de fiecare dată când biblioteca a derulat o activitate, dânsul a fost prezent. Sau prezența dânsului s-a făcut simțită prin sfaturile pe care ni le-a oferit ori de câte ori biblioteca a avut nevoie. Domnul Smedescu, vă rugăm să ne spuneți câteva cuvinte. O să fiu cât pot fi de scurt. O felicit pe colegul meu de doamna bibliotecară Maria Vărbulescu pentru această inițiativă. Mi-ar dori ca în județul Vâlcea cât mai mult bibliotecari să urmeze astfel de direcții de dezvoltare a bibliotecilor, pe această componentă deosebită de vastă, de parteneriate de doamna doctor cu dispensarul medical, de cabinetele medicale. Felicitări pentru acest parteneriat cu World Vision, vechea și trainica relație de colaborare pe care o aveți cu World Vision. Pe mine m-a impresionat și sunt foarte bucuros de ceea ce ai reușit aici. Aș vrea să vă rog pe toți copilașii, cât ați fi de plictisiți acum, să veniți la bibliotecă împreună cu toți colegii, prietenii, vecinii și să veniți împreună cu părinții, iar pe părinți să vă îndemn cu toată sinceritatea și cu tot dragul să vă aduceți colegii la bibliotecă. Dacă nu vi-i aduceți acum la bibliotecă, mai târziu vă va apărea rău. O să vedeți cât de mult contează faptul că ei se apropie de bibliotecă, ei încep să desfășoare activități de voluntariat, ei încep să intre în contact cu lumea, că de asta mi-a dorit atât de mult programul Biblionet în județul Vâlcea și dotările de care au parte bibliotecile publice. Fără ca elevii, chiar preșcolarii, să vină la bibliotecă și fără ca părinții să înțeleagă rostul bibliotecii, nici administrația locală nu înțelege finanțarea ei, susținerea ei și cât de importantă este biblioteca într-o comunitate, cât poate ea contribui la educație, la formare, la informare, nu într-o dată să pierdem vremea. Cu referire la proiect, e foarte, foarte, foarte important să-i dăm atenția cuvenită și să ne gândim că nu putem fi sub nicio formă corect dezvoltați, bine dezvoltați mental, dacă nu avem un corp sănătos. Iar pentru a avea un corp sănătos, trebuie să începem de mici, să ne respectăm igiena, să ne respectăm tabieturile, să ne respectăm odihna, să nu ne trezim dimineața la 5-6 bine, nu e cazul lor că sunt micuți, că n-am dormit și am pierdut noaptea și am obosit și nu mai putem să recuperăm un somn. Nu intru la alte detalii, felicitări încă o dată și îi rog pe toți bibliotecarii din județul Vâlcea să urmeze exemplul doamnei Vărbulescu și parteneriatele pe care le are și doamna doctor, cu domnul Ionaș, cu World Vision, în general cu ONG-urile și în primul rând cu instituțiile locale, puține câte mai sunt, care mai activează în țara noastră.
mulțumesc.